And there we go. Suntem și live, avem și sunet, avem și imagine. A, am uitat să zic să dea astea pe verde, de pe verde. Las că le fac eu verzi. Asta spun. Dar numai că e roșu acolo, e trist. Na, fă-le roșii. <laughs> fă-le roșii atunci. Le să fac fie, eu, stai așa. Să fie cum trebuie. Salutare tuturor și bine ați venit la CryptoVineri 61. 61. Ce cifră? 61 număr, e număr prim, dacă nu greșesc. Păi nu mă pasionează da, asta. Da, chiar este. Hmm, ca să vezi. Hmm. Coincidență, nu cred. Oare ne ajută chestia asta la ceva? Uh, asta rămâne de văzut în timp. Poate cine știe, o să fie cel mai urmărit episod ever de criptovine. <laughs> Visăm noi frumos. Slabe șanse. <laughs> Uite, le-am făcut vezi. Oh, uh, ok. okay. Să fie verde. Tu de mon, la toată lumea. Altceva. Sper că sunteți bine în această după-amiază de luni în care... Am luat cu toții. Am dat cu toții piept direct așa cu piața care a, a, a aniversat o săptămână roșie. Da, ai că în weekend arătase binișor. Păi na, da, bine, de nu era, da, și nu era The volum. Pump. Nu era -a fusese volum deloc. Da. Um, au așteptat să se deschidă piețele. Um, dar până la urmă, nu e, încă nu e atât de tragic pe cât ar putea fi. Nu e atât de tragic, spre exemplu, cum o să fie pentru băiatul pe care o să-l vedeți imediat, care a încercat zilele trecute să ne impresioneze pe toți și a reușit. Da, cred că l-ați văzut. Cred că cel puțin o parte dintre voi sigur ați văzut. Pe hai, să, pe la, hai să, facem cunoștință pe la știri. cu cel mai tare, zicem, cea mai, nu știu, cea mai tare știre de cripto din ultima săptămână. Cele mai puternice ouă de om pe care le-am văzut în ultima perioadă. Uite. Iată. Asta este. Hai, dai cu play. Așa arată niște imagini date publicității de poliție, în care uh, obiectul acela roșu aflat pe liză, cum se mai zice la noi, când da, te duci da, la, ma da. la magazin să iei materiale, <laughs> să te aprovizionezi, pleacă uh, tărâș-grăbiș uh, din mall. Bine, cred că e un, un complex comercial acolo, din câte văd da, eu. Da, probabil, da. Un... Ia, dar partea asta mi se pare maximă. Hai să când... mai tare. Când practic se prăbușește pe o parte, se duce într-o rână. <gânt> și aici aproape l-o moară. Uite, aici, aici, oh, aici aproape la moară, efectiv. Practic, băiatul ăsta s-a dus și a luat bancomatul cu bitcoin din complex comercial și a plecat cu el pe scara rulantă până în parcarea subterană. Mie mi s-a părut senzațional. Eu când l-am văzut am rămas efectiv zic, bă, da. E... Deci la noi era o vorbă în redacție, bă, asta e Dumnezeu. Da, adică ce pot să ce poți să vrei mai mult de la tine? N-ai la... cum. Câtă e încredere. Știu. Îți dai seama cum cucerește femei băiatul ăsta? E... Cred că mult mai eficient și mai rapid decât noi. Cred că nu are niciun fel de problemă. Asta... Dacă la încrederea pe care o ai să faci treaba asta, poți face absolut orice din punctul meu de vedere. Adică... Ar, întrebarea este doar câte cohonezi. <laughs> întrebarea câți cai frumoși sau câte cohonezi. Acestea sunt imaginile săptămânii, însă știrea nu se oprește aici pentru că băiatul ăsta a ajuns acasă a desfăcut bancomatul și, și a așteptat până a doua zi să se întâmple ceva pentru că nu l-a căutat nimeni. Nu l-a căutat nimeni pentru că nici măcar cei um, firma care a pus acest bancomat nu a observat lipsa lui până a doua zi. Așa asta mi se pare foarte tare uh, când probabil la un check pe site uh, pe. Uh, Registru vreau să văd, ia vezi mă, au mai băgat lumea bani, și s-a mai întâmplat, vezi că portofelul n-a mai primit nimic, nu s-a mai întâmplat nimic. Oare de ce? Oare de ce? Bă, dar nu, Oare de cum? nu mai primi semnal de la aparat. Ia du-te mă până acolo să Bă, vezi. dar cât de greu era să-i dai un ping. Ia du-te până acolo să vezi. Dai un ping la calculator. Ce s-a întâmplat. Și hai să vedem unde au ajuns până la urmă banii, bancomatul cu criptomonede. Așa arată un site de știri la propozile astea. Este, este pe, Penibilul site gândul, care este plin de reclame și de breaking news -uri. dar Hai să vedem a, Povestea este aceeași peste, pe, peste tot. Adică e oricum copy-pasted. Da. În un tânăr de 19 ani din Arad a fost reținut după ce a furat un bancomat cu criptomonede din Timișoara. Și uh, în 8.500 de lei au fost descoperiți îngropați în curtea casei. Asta mi s-a părut cel mai important. Da, deci în total suma pe care spun că a fost a avut o acest prejudiciu este în jur de 300.000 de lei, vreo 280 și ceva de mii de lei, dintre care e foarte interesant unde s-au găsit banii, uite aici scrie asta, e un pic de zoom ca să Hai să vedem. Oamenii mai bine. A, așa. Deci. Prejudiciu. 206.000, 236, 236.000 de lei reprezintă suma de bani din bancomat, 50.000 de lei valoarea bancomatului. Fer. Nu. Cu prilejul de s-au recuperat 52.500 de lei, care 44 la el, iar 8.500 îngropați în grădină. Ăștia i-a pus pentru zile rele. Bă, dar restul? s-a pe ce-a făcut? nu, uite cu restul cel mai tare ce s-a întâmplat. Uh, în urma examinării ah. au găsit aparatul cu încă 127.600 de lei aruncat pe un câmp și acum eu stau și mă întreb oare aparatul ăla are mai multe ascunzișuri? mai multe locuri de depozitare a, și ei bani. nu au știut că mai există și alți bani, adică au scos... O fi un sortator -ala jur, de la bancom, de bancomat. Mă, mă gândesc că într-un fel sau altul erau separate cămăruțele unde se țineau banii în bancomat. Ei au scos prima tranșă de bani care cât sunt? În jur de 100 de 100 și ceva de mii de lei și au zis, bă, cât să mai încapă? Nu cred că mai erau așa. Exact. <laughs> exact. Acum, <laughs> și aparent... Da. No. <laughs> Dacă este cineva printre voi care este specialist în bancomate <laughs> și felul în care stau banii în bancomate, poate ne spune și nouă. În bancomate de Bitcoin, că presupun că e un pic de diferență. Deși probabil la bază s-au născut din același mecanism. Da, stăteam și mă uitam la știrea asta și mă rugam până la sfârșitul știrii bă, bă, să nu fie un fraier care a crezut că fură Bitcoin. A, nu, nu, nu. nu deci, omul a fost hiperan om... corect. Un hit era a, corect. Da. A știut foarte bine. Ce face. În total, uite, spune știrea că polițiștii au reușit să recupereze 180.000 de lei. Lipsind, totuși, 55.800 de lei. Și acum, de... întrebarea: ce a făcut cu ea 55.800 de lei? Ce poți să faci cu 55.800 de lei la Arad într-un weekend? Nu știu, eu rădeam cu niște prieteni că poate l-a băgat în priză acasă și i-a băgat înapoi în -ap <laughs> <laughs> aparat să cumpere bitcoin. Ar fi fost prea tare! Ar fi fost prea tare! Așadar, începem cu această memo a săptămânii ca să ne mai am un pic de supărare dacă este, să ne uităm la piața de cripto și <clears throat> dacă tot am. Am dat-o pe râs, hai să vedem și plânsul. Știi că la noi e o vorbă, la români, după râs și plâns. Râsul plânsul, da. Râsul, plânsul. Uh, hai să vă dăm un motiv serios de tristețe. Bitcoin se pregătește să testeze pragul de 40.000. A dat deja la 40.000 și un pic de câteva ori. Uh, nu cred că mai rezistă mult pragul ăla, din păcate. Și uh, Tudamun, uh, uh, moe cum era, <laughs> Baby Asta, da. și Bounce și chestii de genul ăsta, s-ar putea să nu. Dar cum stăm pe piață? Cum merge piața Andrei? ne spui și nou. Hai să ne uităm hai cum să arată piața și până ne uităm cum arată piața, hai să ne uităm și cine este prin chat, să salutăm lumea de prin chat. Uite este Mario. O oh, salut uh, Mario, salut Fabian, Fabian Marius Gavrilă, Rareș Rareș, Ioan, se știe de două a, ori. Claudiu, Alexandru um, și Black uite Montana, Rusul e doar care ne spune că este Mall uh, din Timișoara. Iulius Mall din Timișoara. Ok. Ah, e chiar la Iulius, Ah, ok. Uh, Credeam că erau deci super la Cred că era în zona aia de hipermarket. Știi că totdeauna au lângă și un hipermarket ca să ducă lumea. Bun. Și a dat datoriile la cărci, îmi zice Gavrilă Marius. Mi se pare corect. Și eu și făcut la fel în locul lui. Avea pe caiet la magazinul din colț, ce mai avea pe la... Da, corect. Da, da, da. Hai să ne vedem la piață, uite cum arată piața. Okay. Hai că e în sânge toată ziua. E un pic, dar se poate mai rău. Adică aici avem roz, nu este roșu. Dar nu. nici departe, de nu e pic. la 5% face mai dai roșu. Mai un la? pic. Uh, e destul de ok. Avem jumate pe ETH. Nici aici n-aș spune... A, bine, hai, aici e rău. Uh, da, uite ce se întâmplă la SOL. 10%. AVAX, iarăși un 10%. Polkadot, 10%. Um, Campa aici se învârt. Uite, RUN, săracii, 13% mm. și mai puternic loviți. Luna, 10% după toată această perioadă nebună din um, ultimele săptămâni care a făcut apropo și All Time High, una dintre puține proiecte care au. Exact, all -time doar GMT ul high. face opinie separată din ce am văzut eu pe acolo. Da, care, da, este un alt soi de proiect. Iarăși, este unul în momentele în care vedem pe verde doar stablecoin-urile. Cât <laughs> că... rezistă și ele. Da, cât au, cât au un moment mai bun. Uite, mai este ce un, un. ce Acesta. SRX plus 20%. Vezi, dacă, dacă vrei și cauți cu adevărat în mare asta de roșu aprins și roz, pe alocuri mai găsești cu un proiect care este și pe verde. Exact. Da, putem vedea că, cât de mult, cum a evoluat toată capitalizarea pieței? Sigur că da. Hai să aruncăm Hai să ochi un ochi, pentru că uh, cifrele importante astea sunt. Trebuie să ne uităm un pic la, ok, cum evoluează prețul, ce se întâmplă acolo, dar până la urmă câți bani intră și câți bani ies. Pentru că dacă să să te uiți la volumele care se tranzacționează, nu sunt extraordinar de mari. Și aici apare diferența importantă între câți bani uh, se, se trec dintr-o mână în alta, dar cu cât scade cu totul valoarea pieții, pentru că suntem într-o perioadă de volatilitate și de incertitudini, mai ales că urmează niște știri pe care o să vorbim undată, deși ar fi trebuit să avem niște vești extraordinare de la conferința de la Miami la care ajungem imediat. Da. Da. Hai să vedem cum arată așadar uh, total market cap -ul. Deși arată bine așa că este un trend crescător, aveți un chart aici pe mai mulți ani, pe vreo 10 așa, pe toți. Pe toți, da, exact. Efe Efectiv pe toți. Dar cum arată volumul? Ia să vedem cum suntem în ultimele zile. nu avem nici vreo creștere, nici vreo scădere foarte mare, tot în jurul acestei sume de um, 100 de miliarde, plus, minus. O mie? A, nu, 100 de miliarde. Mă refer la volum. A, a la volum. Da. Asta e volumul, dar total market cap? A, market cap-ul este pe la 2 trilioane. De la 2. În scădere de undeva când după ce cu capul pe la 3. A, bine, a dat cu capul la 3 acum mult timp, în noiembrie. A, acum a dat la 21 pic, 2,3 din nou în zona asta. Da. Uite, hai să pe mai puține zile ca să vedem mai da. ușor. 2,27 ar fi fost maximul raportat de CoinGecko, deci putem să punem 2,3 pe alocuri. A, și acum suntem la 2,06. Adică au ieșit iarăși vreo 200 de miliarde, plus minus. Exact. Asta este valoarea care a și 200 și ceva de miliarde, practic mai mult decât majoritatea companiilor de top din România, este, sau din orice țară medie. Da, este vârful uh, atins pe anul 2020, 2022, fără doar și poate, adică 48.000 de cel puțin este vârful de în acest an pentru Bitcoin și uite-l pe chat și pe Daniel uh, care spune It's going up forever, Laura. Uh, Seller a cumpărat topul din nou, e legendă, într-adevăr, reușește să facă cum face Face cum um, face, cumpără topul Michael Seller și după aceea când te uiți înapoi tot e în profit Nu, parcă nu mai e în profit, mai e în profit, a, de este. fapt este, este pentru că este. a luat la 20.000, da, e, corect, exact. a, grosul a luat acolo Deci Asta este cel mai... Cel Buchele mai... nu mai e în profit, săracul, de ceva timp el și revine, el de drumul la vulcan. <laughs> de drumul la vulcan, exact. <laughs> uh, exact. Apropo, am văzut că Daniel îi dă la el pe Twitter cu planul lui de acum la altcoin-uri. El zice că a făcut un poll o Altcoin season, bear market, nu știu. Să vedem, să vedem. Ajungem și acolo. Povestim un pic și de piață. Hai să mai avansăm un pic. Așa, medium dar... rare piață, da, uite, un comentariu foarte bun. Este medium rare, corect. Nu, eu zic că e în sânge. <laughs> roz, roz e așa pentru conesori. Aici e în sânge direct. E ca și cum, știi, ai luat bucata aia de din tricot, ai trecut pe lângă grătar, și ai zis, nu meriți. <laughs> și o pui direct în parfurie. It depends. Um, Haideți să ne uităm un pic pe grafic, dacă tot vorbim de piață. Și ăsta este graficul la Bitcoin pe o zi. Adică fiecare candelă este o zi. Și acum, fix două săptămâni, aveam noi ediția asta din 28 martie, exact. adică de aici, când toată lumea o luase iarăși uh, într-un craziness ăsta de, de super bullish și aștepta da. să facă um, un all-time high sau ceva. Da. Uh, și spuneam că există scenariul tristuț în care vedem că ne aflăm astăzi, în care am reușit, chiar dacă am reușit să spargem suportul ăsta important, a 5 ore când dacă cu capul, s-a dovedit a fi totuși doar un false breakout care se transformă într-un bull trap și care, cel puțin momentan, ne duce înapoi în zona asta. Acum, sunt alte lucruri pe care am putea să le privim și în care sunt destul de importante. De exemplu, ce se întâmplă cu low-ul pe care o să-l facă de data asta. Dacă totuși o să fim undeva într-o zonă ok cu uh, următoarea scădere, să nu spargă acest trend de higher high și, lower low, uh, și higher low, atunci lucrurile ar putea să fie, să meargă totuși, uh, să continue un trend ascendent. Uh, dacă sparge și ajunge din nou în zona asta de suport de 35.000, um, s-ar putea ca în momentul în care testăm din nou suportul de la 35.000 să nu fie atât de plăcut acum în funcție și de 35.000 de doar dacă începe al treilea sb mondial, ceea ce nu este o improbabilitate totală. Da, primul la... prag, primul prag e clar la asta la 38, 40, 38. Adică după ce treci da. de aici în zona asta ar fi cam primul prag interesant în care să uh, vedem ce se întâmplă. Dar dacă este să mă uit după liniuța ta de acolo, sunt șanse mari că de aici o să facă bounce. Asta spun. Există posibilitatea ca dacă facem o continuare a trendului uh, să facă totuși un bounce aici, să facă un uh, higher low și să, să, să facă un bounce. Deși nu știu dacă sunt neapărat destule narrative ok. A, a tot fost evenimentul ăsta care s a, a, a ținut în vigoare lucrurile astea. A fost fondatorul Luna care a tot cumpărat și a, a devenit un uh, erou momentan. Știi, Twitter are nevoie mereu de un erou în ăsta de moment. Da. Acum este fondatorul Luna care tot cumpără pentru că vrea să pună... Uh, UST-ul pe backing de Bitcoin Exact. Și așa mai departe. Hai să ne uităm însă la piețele tradiționale un pic cum arată Hai să pentru vedem, că, că până ne interesează. Până nu putem să scăpăm de bursa tradițională, da? Și dacă este să ne uităm, luăm prima dată bursa americană uh, cu indicele S&P 500, adică cele mai lichide 500 de companii. Da, și vedem uh, din nou același pattern. 28-29 martie vârful, după care um, o mică corecție, mai mică la S&P decât în cazul Bitcoin mai e de mai e mult, mai mult, da, Mai e mult până în zona asta de suport de aici la S&P, dar se poate întâmpla um, și în Nasdaq care arată fix la fel la fel și eu cu o scădere destul de importantă. Așadar, în continuare, deși își dorește lumea în continuare Bitcoin urmărește în mare parte clasice. ce se întâmplă și în piețele clasice. Răd de dar până la urmă tot trebuie să mai și mâncăm, așa că pe dolar sau pe bitcoin, tot trebuie să mâncăm. Da. Însă, asta se întâmplă și piața se corelează și bitcoinul cu niște anunțuri pe care le așteptăm mâine. Dar vom vorbi și despre ele. Exact. Cam așa arată piața și despre ce am mai putea să vorbim în legătură cu ce s-a întâmplat săptămâna trecută până să ajungem la subiectul Bitcoin Miami. Uh, ar fi, în primul rând, anunțul Marii Britanii, care a spus că vrea să facă din Marea Britanie un hub pentru crypto-assets, care este foarte important. Și um, că știm spire. cu toții și Londra, <coughs> și Hong Kongul, prin extensie, multă vreme. Două, două dintre cele mai importante piețe de tranzacționare pe planetă, împreună cu Frankfurt și Bursa de la New York. Da, și atunci și... ei vor să fie în continuare relevanți. Clar, și asta într-un moment în care săptămâna trecută discutam despre um, acea lege europeană care încearcă să introducă QAC-ul pentru toate portovelele, și despre care multă lume spune că ar putea să încetinească Europa, și la capitolul Web 3, după ce oricum uh, a cam pierdut trenul, și cu ultimele două. Um, Ai pierdut trenul și cu 5G? Le cam, cam pierde trenul tehnologiei pe ideea că noi Mașini suntem autonome. pe siguranță și pe. Um, să ajutăm oamenii deja să. deja suntem ultra-conservatori, suntem așa niște niște. Exact, bătrânul și... continent este dă dovadă de bătrânețe. Exact. Exact. În timp ce China și Statele Unite se luptă pe AI, machine learning și așa mai departe, partea cea mai tristă este că o, o parte importantă a Europei care mergea înainte este chiar Marea Britanie, um, care, într-adevăr. Um, are un plan destul de interesant, și prima parte uh, acestui plan, acestui uh, framework pentru crypto assets, este de a reglementa um, plata cu stablecoin-uri în, uh, în Marea Britanie. Ceea ce mi se pare tare. Da, până la urmă, dacă sunt bani și se mișcă, britanicii vor oferi din chestia asta și mi se pare corect. Au fost întotdeauna foarte atenți la capitalul ăsta. Da, uite, headul Treasury -ul spune, a spus um, că mai multe stablecoin-uri ar putea să devină widespread means of payment pentru customers de retail, pentru oamenii de rând din Marea Britanie. Asta în următoarea perioadă după ce se pun toate lucrurile cap la cap și urmând ca asta să fie prima măsură. După care a venit vorba și NFT-uri și a, a dat un ordin, să zicem așa către Royal Mint, Royal Mint fiind instituția care bate moneda, adică bate valoarea statului. Monetaria statului, exact. Uh, să facă și să dea release unui NFT în vara acestui an. E fain că este uh, minting adevărat de NFT. Exact. Asta este, de acolo vine numele. Da, și asta este baterea royală a unui NFT. Uh, fain ce se întâmplă și uh, sper ca Europa, totuși, să ia notițe și să nu rămână în urmă și la partea asta, pentru că ar fi tristăți. Ar fi, ar fi. Mergem mai departe cu una dintre cele mai importante știri, dar nu ne până să mergem acolo, hai să vorbim și de, de Arthur Hayes. Uh, da, fostul CEO de la BitMix, el era mai mult o completare la toată partea asta de market și vești bune și în același Un timp. personaj destul de dar ca așa pe parcursul timpului? Da, a avut tot timpul declarații puternice, indiferent înspre ce zone au fost acestea, dar destul de accurate, să zic așa. Spune că, din punctul lui de vedere, există posibilitatea ca scăderile să fie doar, scăderile de acum, să fie doar un în început pentru ce ar putea să însemne 2022 în piața cripto. Face o corelare bună logică între ceea ce se întâmplă cu Nasdaq 100 și piața de criptomonede, în același timp în care pune toate astea în contextul global în care e un război, război care îți crește prețurile la majoritatea commodities la majoritatea resurselor, creșterea prețului resurselor automat crește prețul pentru produsele pe care le fac aceste companii mari, deci șansele ca să se pună un pic de pauză pe creșterea companiilor uh, sunt, uh, sunt, bazate și atunci de aici vine și comparația lui cu Nasdaq 100 și spune că folosește un termen interesant, spune even though some of these coins are already down 75%, adică chiar dacă unele proiecte, unele coinuri, uh, monede sunt deja, um, au scăzut cu 75% de la all time high, nu cred că pot să mai scape de ceea ce urmează, adică de un, un crypto un carnagiu de cripto. Un pic de curățenie probabil, probabil vine. Deci un urs clar, un urs care și arată colții, să zicem așa, Arthur Hayes. Da, tocmai de aceea, alături și eu celor care îl rugau pe Daniel să ne învețe să facem bani în bear market. Da, uite, vezi? Uh, și acum hai să trecem la știrea care ar fi trebuit să fie cea mai importantă, o știre care după, la cât mă pricep eu așa la comunicare și Bitcoin în ultimii ani, dacă apărea acum 2-3 ani, făcea all-time high Bitcoin-ul, doar că apare o astfel de știre. Așa da. zic, care este știrea? Și după aceea să-mi ziceți voi de ce nu a pompat piața, de ce coboară încă de când a fost făcut anunțul. Uh, Hype-ul se pare numai să de ajuns. La conferința Bitcoin 2022, uh, faimosul de acum Jack Mallers, nu știu dacă l-ați văzut pe puștul ăsta care a fost artizanul integrării prin Lightning Network a plăților cu Bitcoin în El Salvador, a venit să anunțe uh, parteneriatul Strike, compania lui, în care el este practic CEO, parteneriatul Strike cu Shopify și introducerea plăților cu Bitcoin prin rețeaua Lightning pentru toți cei care au magazine prin Shopify. Mulți. Da, e vorba de foarte multe mii de puncte de plată. În plus, integrarea în bancomate, în toate uh, bancomatele NCR, National chiar și înregistrări de prin Statele Unite. IOS-urile, POS... la majoritatea magazinelor, practic, sunt făcute și livrate de NCR. Atunci... În, în Statele Unite, cel puțin cam așa este. Uh, sunt prezenți și mult, în multe părți ale lumii. Oceți-vă aminte că până recent, uh, majoritatea băncilor de la noi aveau bancomate NCR. Da, da. Adică foarte bun la capitolul ăsta printre cei mai vechi în industrie. Și a ținut el acolo un speech în ăsta motivațional, a urcat pe scenă, a băgat și niște efforts și niște din astea, deci blană bombă energie și explica el acolo cum Lightning Network a trebuit să locuiază cu succes rețeaua de plăți cu Cardo. Da, adică să fie practic un rival pentru Visa, Mastercard și exact. cele de genul acesta. Ei iată că anunțul acesta prin care practic te poți duce la magazin în multe mii de magazine din America și să alegi să plătești la bancomat cu un QR code prin Lightning Network, fără să mai treci prin rețeaua de carduri, anunțul acesta a să niște aplauze din sală, dar nu a mișcat piața. Adică, probabil că cineva a știut chiar dinainte că a început să coboare deja, a fost un pic de dump, și bounce care a venit după aceea mai târziu a fost destul de slăbuț. Uh, toată lumea aștepta un anunț prin care Jack Muller să anunțe uh, un uh, eventual parteneriat cu cei de la Apple. Acum, cei care știu pe Apple știu clar că ei nu s-ar fi aliat cu un tip care a purtat o șapcă pe care scria Apple cu fontul de la Google. <laughs> <laughs> și nu în modul ăsta, adică ar fi făcut-o la ei acasă, Evident. într -un, cu totul. Ăla. Adică cine s-a aștepta ca Apple pe bune să fie la evenimentul ăsta, e, trebuie să fie un delusional. Exact. Uh, mai mult era vorba despre faptul că o să vedem poate următoarea țară pentru că, ok, a fost anul trecut anunțul cu El Salvador fix la conferința din Miami și toată lumea s-ar fi așteptat să vedem un astfel de anunț. Mie mi se pare că Bitcoin Miami 2022 a fost clasicul uh, buy the rumor, sell the news. Exact. Nu a oferit nimic extraordinar. Ok, uh, o să digerăm un pic știrea asta și tot acest anunț cu Shopify care, într-adevăr, are o anumită amploare. Nu atât, de mare, mare. nu atât de mare pe cât dar ce au creat. Uh, m, păi, uh, Așteptările erau într-adevăr prea sus. Dar hai să vă zic un pic cam ce fel de magazine acceptă acum plata cu, uh, cu Strike. Stai, da? că nu acceptă acum. Urmează să accepte uh, cât de curând. Exact. Mă, de să comercianți mari, precum Walmart cea mai mare rețea de hipermarketuri, da? Macy's, cea mai mare rețea de magazine mixte în astea, cu haine, nu știu ce, Starbucks, nu să mai zice cine sunt, Home Depot, adică de Deman Hornbach-ul lor, de peste tot. Chick-fil-A. Chick și, și, Best Buy. Și inclusiv McDonald's și mai sunt care nu sunt pe această listă, pentru că, da, de fapt e vorba despre cei care folosesc POS-uri de la NCR. 400.000 de, de magazine. Nu numai. 400 de, mii de magazine vor accepta Bitcoin prin Lightning Network, și asta fără să mai treacă prin Visa și Mastercard. 400.000 de, de magazine din America care trec dintr-o dată. Ai posibilitatea de a te duce să plătești acolo și chestia asta nu creează un bullrun. Păi să, să spun de ce. De ce până acum nu te-ai fi putut duce să plătești la Starbucks cu criptă? Puteai, nu? Puteai, da. Cu un card de la un exchange. Da, dar prin rețeaua de carduri. Cu comisioane okay. de 3% la fiecare tranzacție minim. Ok, care pentru tine, nu te ar, pe, pe tine ca și uh, retail, nu te afectează atât de tare. Adică tu poți să-ți plătești. Uh, ok, este în prețul produsului, dar tu și când o să plătești cu Bitcoin, o să plătești același preț ca și cum ai plătit cu Cardul. Nu o să ai un preț redus pentru că nu plătesc ei către viza 3%. Depinde. Depinde. Uite, în Statele Unite există comercianți care cer la plata cu card o plată suplimentară. Asta e altceva, dar uh, um, asta e o parte separată. Acum, ce vreau să spun este faptul că... Um, în continuare, nu există framework pentru comercianți să primească Bitcoin și știrea asta este un pic misleading. Deși, am aici, exact cum a spus-o Jack Mallers, tocmai pentru a nu fi misleading, spune așa. Suntem mândri să ne parteneriem cu Shopify pentru a ajuta comercianții cu o soluție mai ieftină și mai rapidă de a accepta US dollars using Bitcoin, Bitcoin technology. Iată. Asta este un pic cheia um, acestei știri. Într-adevăr, um, de fapt, partea frumoasă este faptul că ai un rival, că din momentul ăsta Bitcoin se pune ca un rival pentru plățile clasice Visa, Mastercard și așa mai departe. Uh, în același timp în care totuși se face prin tranzacționarea de Bitcoin către Strike, iar Strike devine intermediarul care uh, dă mai departe US Dollars comerciantului și atunci este o știre bună, este împachetată frumos, dar nu are, nu are, nu știu, savoarea aia, să zic așa, pe care ai fi... Nu are forța pe care o aștepți de la un astfel de eveniment care ar fi trebuit să rupe nori. Nu, dar când, 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 când vezi atâtea știri, ai fi zis, uh, ok, asta înseamnă că poate, um, probabil, e un prim pas ca în următorii ani să vedem um, Bitcoin acceptat după ce vine un legal framework. Mă gândesc că există comercianți care o să și accepte direct Bitcoin, dar până nu avem regularizare ei nu au cum să facă treaba asta Și mai important de atât mi se pare faptul că e foarte greu să se întâmple chiar și așa Pentru că știi ce presupune treaba asta? Mm. Presupune ca um, Strike să-ți dea posibilitatea, cel puțin dacă ce-au anunțat până acum și la cum funcționează până acum Ca tu să cumperi cu Bitcoin chestii fără să faci un KYC Pentru că în momentul de față ca să cumperi chestii cu Bitcoin, ce spuneam mai devreme, cu, cu un card o faci cu un card de mici de un exchange, ceea ce înseamnă exact. că ai făcut undeva un KYC. Dacă Strike implementează treaba asta, asta ar însemna că tu poți, cu un cont de Strike, cu un portofel de Bitcoin, să te duci la un comerciant și să plătești fără un KYC. Nu cred că Statele Unite ar, permite, ar permite treaba asta. Dar știi unde poți să cumperi cu cardul uh, chestii? pe yes. GB.ro Ok, am suntem... lansat în weekend Trebuie să facem un pic de shameless self-promo. Am dat drumul magazinul nostru online, experimentul nostru de online shopping în bear market și la propriu și la figurat. Dar dacă vrei să vezi care-i treaba, aruncă o privire acolo pentru că avem și câteva tricori. Am făcut o, o, o probă de tricori, n-au ieșit ieftine, dar sunt bune calea de firmă și uh, sunt foarte discrete și făcute așa cum trebuie. Dar avem și portofele. Uh, cum ar fi Ledger Nano X și Nano S, care am văzut că se vând bine, dar și variante de, uh, de a stoca portofelul tău sub formă de uh, criptodot Și aici un video acolo despre cum se folosește. Uh, este cea mai solidă variantă prin care să-ți păstrezi seed phrase-ul indiferent de incendiu, inundație, calamitate sau al trei război mondial. Da, ce tot ce s-ar întâmpla, doar să ții separată treaba asta de plăcuță în sine, ca să nu-i dai o șansă în plus acelui om care da. vede treburile astea. Dar, uh, râdem glumim, trebuie să-ți protejezi până la urmă uh, seed phrase pentru că până la urmă ăla controlează fondurile. Sunt mulți oameni care am văzut pe tot felul de grupuri care vin și se plâng că nu am am luat nimeni la telefon, dar mi-a mi montat cineva fondurile, pe cineva avea acces la portofelul tău. În baza sid phrase ului da? stochează l bine și folosește-l ori cu un ledger, ori uh, cu aplicația mai sau cu ce vrei tu. Apropo, avem ediție specială și pentru utilizatorii rețelei Elrond. Există un kit de la CryptoDot special pentru ei. Și mai avem și. Uite, avem și. Am introdus și noi niște reduceri acum la uh, chef că este. A, au dat site-ul jos oamenii? Sper că n-ați dat site-ul jos. -avem a, nu avem. așa, gata, hai că rezistă. Nu, cred că nu era pagina. Am și făcut deja niște reduceri împreună cu, cu furnizorii noștri la, la, la niște boxe, deci nu avem marfă multă, scăpați-ne de <gânt> Asta este și Amnest dacă vreți tricouri bune, chiar sunt foarte faine. Noi le-am testat înainte să le producem în serie, comparațiile cu, acasă. Prima noastră, primul nostru batch de, de mărci și trebuie să-l salut pe această cale pe Mia Ciupală care a cumpărat primul tricou. Uh, ca da. să vezi mi-a zis Ioana. Si da, uite. Nu, 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 a zis, uite la acolo. Mm -hmm. salut, am întârziat în seara asta, m voi voitat reluare. Nu e o problemă, Mihai. Te felicit apropo pentru că ai pus una pe primul tricou de pe magazin. Mi se pare tare. Da, foarte cool. Uh, bun, și acum că am terminat cu prima parte de James promo, hai să ne uităm, să continuăm, adică să vorbim hai despre să ceea ce s-a întâmplat la Bitcoin 2022 Miami. Cea mai importantă chestie de departe, mi se pare, uh, bulul taurul prezentat de uh, domnul Soarez. Oh, da. Mie la mi se pare pick point de fapt. Hai să-l și arăt. Uh, dacă îl găsesc într-o poză, cred că era în poza asta. Ah, ok, hai că o să dau un search pe Google direct. Bitcoin bull. Nu știu dacă ați urmărit conferința, dar a fost șeruită poza asta de majoritatea celor care au ajuns acolo și a făcut o poză cu Bitcoin bull-ul. Ia uite-l, prima poză. Da, aveam o poză mai bună pe care am pus-o și pe thumbnail. Auto. Da, sunt niște. Uh, e e, e o, o jucărie faină. Cred că mi ar plăcea așa ceva în curte, oriunde. Ia uite-l. A? E, e, Ia uite-l. Uh, au făcut practic un un fel de digital techno Iron Man Bull, Transformer style, da. E așa într-un fel E simpatic. Mă. Da. Să, uh, mi se pare unul dintre picurile Conferinței, și mi s-a părut are un uh, articol pe care l-am văzut. Este un fel de bul cu atitudine de felină. Da, 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 e un pic, într-adevăr, corect. Zici că e uh, Poate să fie un, pic, uh, un pic felină. Mi s-a părut are articolul pe care l-a scris uh, Abraham Brown de la Forbes, uh, care a participat și la Bitcoin Miami, la conferința mare din uh, Miami, însă um, a mai scris și despre încă vreo două, trei chestii care se întâmplau în același timp, tot în legătură cu Bitcoin și despre care să vorbim, are articolul ăsta care se numește Guns, Gains and God For the in Miami with Crypto's Most Faithful Fans și povestește aici despre una dintre întâlnirile acestea uh, separate care se numește Bear Arms and Bitcoin mm. uh, și este așa, o, zi, o întâlnire de două zile uh, cu focus pe untraceable 3D printed guns wow. <laughs> uh, pentru că da, crypto este... Uh, folosit pentru a finanța această industrie. Da, normal. Um, și uh, spune că da, este separată, că nu are nicio treabă, dar bineînțeles că totuși sunt conectate prin faptul că e vorba acolo și de Bitcoin și trebuie de ideea mutați asta banii, de... Banii a cumva. Da, de privacy. Um, și uh, mai spune că unul dintre speaker, Jeff Rodriguez, uh, stătea cu shotgun-ul printat 12 k și spunea că are kituri de asamblare, crituri de print cum ar veni, pentru 350 de dolari în Bitcoin, și aici vine partea tare, dar spune, I guess if someone really wants to pay in dollars I'd, I'd make an exception. Make an exception. <laughs> Mi s-a părut foarte tare. Da. Um, asta este unul dintre uh, evenimente. Mă rog, aici mai vorbesc despre un alt blockchain care se numește DarkFi și uh, unde să fie un pic de mai mult uh, um, secu privacy, mai mult, da. an anonimitate. Um, Apropo de asta, uite că faci o, o comparație cu um, Consumer electronici Show, cu CES-ul din okay. Vegas. Uh, din ce am citit eu, au fost undeva între 25 și 30 de mii de oameni care au um, mers la Bitcoin Miami 2022. Știi câți oameni au fost anul ăsta la CES, la care am fost și noi? Nu. Undeva la 35-40. Wow, cu aproape 100 de mii mai puțin decât de obicei. Da, 150.000, era în jur de 200.000, mod normal, hai să zicem. Anul ăsta au fost așa, așa găsești cifrele mm, de pe da, internet. Da, depinde. Ăsta de, e cifrele oficiale. Undeva între 130-150 e pe bune numărul. Și ei oficial dau între 150-200 în funcție exact. de 2019 spun că a fost un pic de spre 200.000. Mă rog. Ideea e că anul ăsta au fost puțin mai mulți oameni decât au fost la Bitcoin Miami 2022, asta în condițiile în care prețul minim pentru intrare la Bitcoin Miami ca vizitor, efectiv, ca om care ca atendi, era de 1000 și ceva de dolari. Wow! Cu excepția celor care au din industrie, aveau standuri și puteau să -și cheme media musafirii, și, cum se întâmplă la toate conferințele. Normal, ca idee și bineînțeles că erau și bilete până la 20.000 de dolari care se numeau whale tickets. We'll ticket. normal, ești în Miami, ești la o conferință de Bitcoin, mulți dintre cei Evident. care au participat sunt oameni care au cumpărat de mult și care au și reușit să facă niște gainuri importante. În mare parte, după astea câteva zile, am urmărit câteva dintre conferințe, s-a cam tot repetat um, aceeași chestie, ceea ce, mă rog, nu e rău pentru că asta e de asupra conferințelor de genul, e mai mult parte de networking, înțeleg, um, dar în, în timpul live-urilor, și discuțiilor n-au fost chestii neapărat breakthrough-uri. Uh, a fost partea lui, uh, cum îl cheamă mexicanul, Ricardo Salinas, oh, da. care este al treilea cel mai bogat mexican și care a venit cu o declarație în care ne-a spus că este 60% la sută din, din, portofoliul, lui... da, nu, din portofoliul lui lichid. Ah, okay, din lichiditate. Da, iarăși trebuie să fim atenți un pic la modul de formulare, de 60% din uh, partea lichiditate este în Bitcoin. Asta oricum cu mult în plus față de ultima oară când a venit cu o astfel de declarație în 2020 când spunea că are 10% la acea vreme uh, în Bitcoin. A mai fost Peter Thiel care a truncat în stânga în dreapta și cu bani și cu înjurături și cu uh, toate chestiile. Peter Thiel, care este o figură de om, responsabil printre altele și de finanțarea eu, Facebook, este încă un acționar acolo. Da, Peter, el este Peter Thiel și eu mă mir foarte tare că nu am văzut nimic ieșit din comun de la Max Kaiser în afară de un filmuleț în care rupe el niște fiat, niște mm. dolari. Dar m-aș fi așteptat să vină, mai știam am trecut când a intrat pe scenă și cu Fuck Elon, fuck Elon, fusese imediat după ce Elon Musk a spus că în Bitcoin da. nu este sustenabil. Max Kaiser este un oportunist de carieră care a trecut și pe la Russia Today, pentru cei care mai urmăresc un pic. The boy is crazy. Da. da. Uh, exact. Peter Thiel, printre alții, așadar, a dat și în CEO-ul de la JP Morgan și în Warren Buffett și chiar și în Larry Fink de la BlackRock. Uh, a spus că toți aceștia încearcă să uh, țină pe loc toată industria și că uh, n-ar trebui să fie luați în seamă și că oricum uh, o să ajungă să fie pierzător. Deci, cu un Peter Thiel acolo, cu un Michael Sailor care tocmai a cumpărat vârful și tot nu repornește bulranul ăla. Ceea ce dovedește în continuare că, în afară de numele mari care vin vorbesc și fac chestii, există niște balenuți acolo care țin niște multe zeci de mii de bitcoin în care se joacă cu piața și controlează prețul. Da și e clar că nu prea mai este pressure momentan pentru a cumpăra. Toată lumea acumulează pentru că până la urmă și dacă ești o balenă și îți dai seama că la un moment dat când o să vină halving o să înjumătățească toate reward atunci automat o să crească prețurile și cu cât reușești să acumulezi mai mult până atunci cu atât gain o să fie mai mare. Adică e, până și pentru ei e mai bine să acumuleze acum ca să exact. înțină până mai târziu. Partea pozitivă se pare că în conferința asta este zona de mining și asta poate și pentru că o să rămână cea mai importantă zonă de mining, Bitcoin, după ce Ethereum trece la partea de Proof of Stake. Um, au fost tot de mineri arătați um, și de chestii terțe pentru minerit, inclusiv, și vreau să arăt pentru că mi s-a deci, părut interesant, cam CES. Exact, are de toate, are, are chiar de toate. Uite cum arată această cutie de la... Dar nu mă, nu mă surprinde cu nimic, pentru că e plin de ele prin câmpuri, mai ales unde se face producție de energie din fotovoltaice. Iar cei care au astfel de ferme fotovoltaice aleg soluții direct la container. Asta zic. Și Bitmain acum îți pune la dispoziție un astfel de container, foarte bine gândit și pe partea de răcire, pentru că evident, evident că este super important, în care poți să pui mai puțin de... 180 de uh, mineri. Apropo, nu orice fel de mineri. Nu știu, nu. End miner End care au deja performanță. Adică poți să ții iei soluția bun. cu totul de la ei, ceea ce mi se pare tare. Dacă vrei să faci treaba asta, poți să comanzi direct cutia plină cu end miner, o pui. Da. Ai nevoie de o parcelă de pământ, nu mai ai nevoie de cine știe ce. Nu ne ai nevoie de mare. pentru în containerul ăsta poate sta pe orice suprafață, da, da, ideal e să fie dreaptă, dar nu e obligatoriu. O pui pe o arunci undeva și face în priză, da. mă rog. da te conectezi la, uh, la o sursă, de curent. care, da, care asigură. Eu am filmat în, uh, în, în județul Dâmbovița, aproape de București, la cineva care are o fermă de fotovoltaice și pentru că avea surplus mare, uh, pornea automat, făcuse un amic, un sistem automatizat de pornea mai mulți mineri când avea mai, mult, mai multă producție. Fer și făcea producție de Bitcoin atunci când avea soare destul. Și scotea când așa, că avea, avea mult soare și avea mulți mineri. Și chiar? statul nu te recompensează pentru soarele la cum trebuie și exact. așa mai departe. Cam asta este cu Bitcoin Miami 2022. Dacă ați văzut și voi conferința, dacă ați participat la live-urile pe care le-au susținut, spuneți-ne și voi în comentarii cum vi s-a părut. Și între timp poate apăsați și butonul ăla de like, că suntem spre 700 de oameni. Dacă aproximăm în sus, aici pe live, și văd că... Da, de, de, cât e? de până în 700, da. Încă 10%, o creștere care în cript da. nici nu observ, când se întâmplă. Și văd că numărul de like-uri începe cu 2, așadar pare că suntem un pic sub pragul necesar pentru a trece la următoarea știre. Hai să vedem acolo măcar un 3 la început până pregătim și... i aș vrea să văd 69.420 de oameni pe la... Da. Cine sunt eu să-mi doresc chestii de felul ăsta. Până în alta, să vă mai spun că mai avem un sponsor, nu o să vă vine să credeți. Nu o să vă vine să credeți. Nu vă așteptați la chestia asta. Ii avem și pe cei de la Tokero care ne susțin și le mulțumim pentru ba. faptul că ne sponsorizează. Tokero care este cea mai cunoscută platformă de crypto exchange nu? și de on-ramp și off-ramp de fiat și cripto din România. Cine oferă Tokero? Andrei, ne oferă un set de token, uite că sunt și logat, dacă nu mă înșel. Așa, da, hai că nu mai trecem prin partea de eroare. Um, <coughs> ne oferă un set de token pe care putem să-i cumpărăm. Um, vedem de la Ocean până la Reserve Rights. Uite chiar și Swing Boy. mai ții minte Swing Boy? It's here. Da, chiar a întreba cineva mai devreme la comentarii. Swing by încă există. <laughs> încă există. Se bate la cent. Toate există. <laughs> știu, Ave, știu, e, ca, e ca vodafone ca ca, ca Conex, pe pe. Vreme. <laughs> ok, e la cent. Ok. Da, ca, deci o suită de monede nu foarte multe, adică nu cum vedeți pe, nu știu, mari, ci mai degrabă cu focus pe partea asta de um, on-ramp și off-ramp care se întâmplă foarte rapid. Și bineînțeles, iarăși o chestie foarte faină este modul în care poți să-ți scoți toate rapoartele pe care s-ar putea să le ai nevoie În cazul în care faci atât de mult off-ramp Așa că se leagă lucrurile foarte bine Și bineînțeles, dacă vrei să încerci platforma sau dacă ai încercat-o, apropo, spune-ne în comentarii Și dacă vrei să încerci, o găsești cu un link aici la noi în descriere Primul link este către Tokero au și o soluție destul de, de simplificată pentru atunci când îți iei reward-urile sau dai un stake la gold ca să-ți poți să-i în euro, tot așa un tutorial complet pe site-ul lor. Așadar, intră pe tokero.com sau .ro ca să le folosești serviciile dacă crezi că îți pot fi de folos. Cool. Um, și dacă tot vorbim de treaba asta, apropo, um, mâine, cred, în cel mai bun caz, mâine, um, o să... Reușești să termin și un material despre ideea asta de ofream și cu cine. Oh, da. Și către cine poți oh, da. faci ofrem, pentru că în continuare, dacă tot vorbim de reglementări și faptul că avem nevoie de ele, până și mai ales și în România avem nevoie de ele, pentru că suntem într-o zonă gri cu toată industria asta și în cazul în care ai nevoie de o astfel de retragere importantă sau o chestie de genul în cripto, nu știi către cine să te duci. Nu știi clar... Eu, exact, eu băi, cu cine lucrez. Da, și știu că ai avut și tu episodul ăla acum ceva timp în care tot așa te-ai întâmpinat și uh, parcă până la urmă a fost ok pentru că ți-au cerut documentele justificative, da. dar era o problemă cu exchange pentru că nu le aveai pe... Exact. Da. Între timp au apărut soluții și la noi. Există, iată, cum sunt și cei de la Tokyo, dar mai există și soluții prin care poți să-ți faci FIFO, First In, First Out, să-ți urmărești uh, felul în care au mers fondurile uh, și e, e important să ții, să zicem așa, un leger, un registru al tranzacțiilor tale pentru că vei ajunge la un moment dat în situația de a plăti taxe și impozite pentru chestia asta. Da? da. Important. Da. Um, hai să vedem ce se mai întâmplă în lumea necuvântătoarelor. <laughs> Trebuia să găsesc repede ceva pentru F&T, dar nu. Uh, poate o să găsesc vreodată, în lumea NFT-urilor despre asta. Vorbesc în cazul în care te întrebai uh, unde, ai spus mai devreme de Starbucks, Starbucks mai este implicat în ceva? Este implicat în. Știi, am putea să facem un experiment pe Twitter. Să le spunem oamenilor NFT. Ce De la ce înseamnă vine NFT? În doar răspunsul greșite, vă rog. Le, acum <laughs> o facem. Hai, hai să vedem până la sfârșitul live-ului. Acum o fac. Aia, ai, așa, ia-pune. Ce înseamnă NFT, Doar răspunsul greșite, vă rog. Și o să vezi că o să primești răspunsuri corecte, de prea multe ori. <laughs> putea. Dar s-ar putea ca și alea greșite să fie, de fapt, corecte în anumite situații. Ar fi fain. Chiar sunt curioși ce se întâmplă, doar da. răspunsuri greșite. greșite. Vă rog, hai să dau și tag. Hai, hai să vedem. Până la sfârșitul live-ului, așadar, aruncați un ochi și pe uh, Bătu, cu acolo pe Twitter. Mă găsiți pe mine cu gâbucnici eu sunt la cu mulți boți, cu mulți falori falși. cu mulți boți. I'm the king of the bots. Bă, da, sunt. Deci mă uitam, mă uitam eu, eu adun undeva la peste 1000 de, de subscriberi pe zi. Păi da, pentru că tu apari în momentul ăla când un bot își face cont, de tu apari pe lista aia de oameni din România, follow this guy, ok. Deci dacă, dacă voi nu aveți Twitter, faceți un experiment. Dacă Am vă faceți cum... Twitter în România, în momentul în care vă faceți prima dată cont, o să vedeți că eu vă apar la recomandări și nu, nu e vina mea. Adevăr... <laughs> Algoritmul, sunt prea bătrân acolo. Adevărul că dacă vrei să-ți faci Twitter și dai de prima pagină așa, zici că e ceva stricat și ieși. <laughs> 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 da, ar... da, da, Las că o să repare Elon Musk. Intrăm și în bine și acolo. De fapt, să intrăm acum, că nu mai avem neapărat o ordine foarte importantă pentru cele care au rămas, și Elon Musk este ca de obicei un dericiu pentru toată lumea. Luați cu sare următoarea știre. Acum câteva zile. Îl văzusem că spunea, a tot pus întrebări. Ai văzut pe Twitter ce a făcut? A tot pus întrebări. domne, cum aș vrea să fie Twitter-ul să, să, fie să Twitter aibă asta. să punem buton de edit, să punem, hai să dăm checkmark tuturor. Hai să facem da, da, da ce 3$ știu dolari ce. Dolari pe lună să spună checkmark. Asta, bineînțeles, după ce a venit, după ce s-a aflat că a cumpărat 9% din Twitter și este în momentul de față cel mai cel mai mare shareholder al... independent privat. Independent privat al Twitter. Adică nu oricine, știi? Adică e un fel de balenă la Twitter. Mare balenă. Mega. Um, și CEO-ul actual. Megalodon. Al... Da, CEO-ul actual al Twitter um, a venit și i-a propus lui Elon, ba chiar a anunțat, de fapt. Hai că ar trebui să găsesc, De fapt, nu că nu sunt. Păi, e acolo. Twitter, CEO Paraga, a, a anunțat că. Anunțase, da, de fapt, corect. Um, că nu va mai intra în bordul companiei, ca să, nu va putea să participe la luarea deciziilor. Poate să fie acționar, dar nu poate să intervină. În decizională. Că nu dorește, da, nu că nu l-ar fi, nu nu fi pus ei, pentru că, tocmai, Parag anunțase că abia așteaptă să lucreze cu Elon, să fie în bordul decizional, și a venit și ne-a spus că Elon s-a răzgândit și nu-și mai dorește să facă treaba asta. Acum e interesant să vedem, și ce s-a întâmplat pe piața. Ia să vedem, Andrei. Ce s-a întâmplat cu acțiunile tu, cu acțiunile Twitter, Twitter în urma Pardon, acestor care la de W. Da, 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 da. Ce s-a întâmplat cu acțiunile Twitter în Ia ultima să două săptămâni? Hai să l găsim aici. Deci avem acum el a cumpărat undeva acum vreo trei săptămâni, am impresia. Nu s-a aflat până da. acum o săptămână când Și iată. uite ce coincidență, nu cred. Luați de aici. Asta înseamnă să faci bani ca bogatul. Bani din aer, din fin air. Da, uite de prima oară ce s-a întâmplat cu volumul. Aici s-a aflat, pe 4 s-a aflat, de faptul că Elon a cumpărat de 9% și a bubuit aici de la 40 de dolari pe acțiune până la 50, cam mai apoi la 55 și vorbim de piața de acțiune, adică nu de cripto, unde asta era just another day, după care avem iarăși de aici o cădere destul de importantă. Văd că azi încă, în momentul ăsta aș mai revine, că mă uitasem mai devreme, era aici și mm -hmm. în continuare cădea după anunțul de corecție. Parag. De corecție în sus. Mă pare că, da, pare că momentan face un pic de bounce pe verde, dar știi cum se spune în zona asta de trading, la un moment dat trebuie să umple gheapul ăsta pe care l-a lăsat aici. Că o face acum sau că o face peste ceva timp, rămâne de văzut, dar de obicei gheapurile astea se cam umplu. Dar Twitter oricum nu mergea foarte bine, dacă ne uităm în spate istoric pe, pe finalul de an 2021 și începutul de 2022, Twitter nu merge foarte bine dintr-un motiv foarte simplu. Twitter nu e cool, nu e sexy. Da, nu e, nu e genul de social media pe care să-și dorească foarte multă lume să vină. Sunt, e foarte mult text, e puțin boring dacă nu ești interesat de anumite subiecte. Dacă nu-ți exact. alegi foarte bine oamenii pe care îi urmărești, iarăși poate deveni puțin exact. cringe și tâmpit. Și ve marile vedete nu sunt active aici. Cu lunile mai nu vin, da, pe Când am interese, de obicei mai vin și mai anunță câteva chestie. Pentru că, da, nu e funny, nu e locul ăla și exact. în momentul ăsta suntem obișnuiți cu contentul ăla rapid, fanii, uh, uh -huh. boacăne și așa mai departe. Totuși, toat... Chiar că ce cuvânt am folosit. Ce cuvânt? a zis, a zis Andrei, boacăne. Să se, să se, noteze. Să noteze cineva la comentarii. Hashtag boacăne. Hashtag boacăne, da. Dau eu, stai așa? Da. Tu vezi de treabă, nu mă băga în seamă. Dau Hashtag eu, dau eu. Momentul, momentul de vârf al acestui live. 677 de Oameni au văzut în direct cum a folosit Andrei cuvântul. Uite, avem câteva versiuni de NFT. Noiembrie, foarte taur sau NFT, nu foarte târziu. Nu foarte târziu. Naționala de fotbal de urși și tauri. ok. Nu, nu, ăla e NFT. Da, da, l-a pus intenționat cu un mic, vezi, ca să nu l pui în seamă să l iei capul. Dar dacă zice în limba română doar pe acronime... Da, trebuie să le și nu e bine să l NEFEUTE, <laughs> nu e bine. <laughs> că a bine. spus cineva și de treaba asta, ne facem treaba. Ne okay. facem Uite, treaba. Uite și un răspuns corect. <laughs> <Non -fungible laughs> token. Nu Ăla este răspunsul incorect de la scrici. Nu am token este răspunsul pe care a, nu am. tot. da, căutam. am uitat să vorbesc. Bravo. Mulțumesc uh, că Parcea. Știi că Fix, cred că s-a anunțat. N-am apucat să citesc. Am, am citit de dimineață despre faptul că la ora 6 urmează să vină niște decizii socialiste, sociale, din partea. De la PNL? Guvernului. Nu m numai nu nu fi mirat. <laughs> și... A, am, am și dat în weekend. Vreau a, să am, dacă urmărit, am urmărit un pic de la Congres. Ai văzut Congres? N-am vrut. A fost Congres la PNL -ul. <laughs> și PNL -ul a avut alegeri democratice în interiorul partidului și a dat demisia cățu și a candidat doar generalul în retragere, Nicolae Ciucă care, ce se vezi, a câștigat. Incredibil. Nu s-a așteptat nimeni la da PNL. Da. Incredibil. Mi-au luat libertatea să dau un Twitter, Am dat un tit. <laughs> am dat un tit despre chestia asta. Vă aștept pe Twitter dacă vreți să vedeți ce am zis eu. A, uite, de deci nu -a, pnl -ul. Încă nu s-a anunțat. Așadar, probabil o să discutăm zilele viitoare despre ceea ce înseamnă aceste. Din ce înțelesem eu, erau niște, că, uite că de la asta pleca comentariul său, niște vouchere de 50 de euro pentru cei care au un șomaj sau venituri mai mici. Sprijin creșterea... pentru România, pachet de măsuri. exact. Creșterea valorii bonurilor de masă um, și încă câteva percuri din acestea. Care, ok, da, o să mă înjurați dacă spun că nu sunt, sunt inutile, dar e ca și cum a, a mai amâni un pic, adică îi mai cumperi pe oamenii care, ok, nu înțeleg ei foarte multe. În primul rând că, apropo, cum o dau dintr-un altă altă, astăzi Claus Iohannis a promulgat legea prin care ziua de 11 aprilie este uh, ziua națională a educației financiare. Vezi cum se leagă toate? Nu te așteptai. <laughs> să sperăm că odată cu această zi națională poate o să avem și educație financiară în România pentru că majoritatea oamenilor care o să se bucure de acești 50 de euro și de aceste vouchere nu au nici măcar o vagă idee despre cum funcționează leul, euro, dolarul sau oricare altă monedă și sistemul financiar um, din acest moment, așa că ar fi bună educație financiară deci, faptul că, uite, primești vouchere în valoare de 30 de euro pentru elevii care provin din familii vulnerabile, o reducere de 50 de bani la benzină și motorină pentru mari transportatori, majorarea voluntară a salariului minim cu 200 de lei cu scutire de taxe, chestii... Deci în America s-a dat 1000 de dolari de cetățean. La de vreo 4 ori. De, <laughs> de mai multe ori, da. S-a printat și s-a Asta dat. nu că e bine, nu că, nu că ar fi bine nici aia, dar măcar o vezi ca și da. cum iar diferența. La, iar la noi, practic, de 50 de euro poți să iei multe găleți și mai multe chile de făină. <laughs> Acum cât mai poți, că ai văzut că se bate lumea pe ulei și pe făină, că cine știe ce se întâmplă. nu se știe niciodată. Trăim niște vremuri de, sunt chiar curioși ce vremuri o să mai trăim da. mai în față. Asta nu este bear market, asta este shit market. <laughs> și treaba e că dacă chiar o să ajungem să dăm cu capul de vreun bear market nasol în lume, nu vorbim de cripto acum, o să fie chiar trist. Mă rog, până atunci, Starbucks salvează problemele. Stai, stai, stai. stai, stai, stai. Mai, mai am o întrebare. Dacă tot este ziua educației financiare, practic nu e ceea ce facem noi aici. Nu, nu, nu. Nu. Pe timpul, pe banii, pe răbdarea noastră. Nu, nu chestia asta. Se face cumva la școală? În vreo școală de da. din România? se mai face, că mai sunt problemele alea cu Ioana are 100 de lei. Nu, ok, <laughs> <laughs> mișto de asta. Nu, mă refer la matematică, că mai sunt alea cu Ioana are 100 de lei, colega ei, Maria, are 70 de lei. Și Ioana, Cătare. cât au împreună. Dacă sau, Maria are 69 de lei dacă... și Maria are 420. Da, da. Cam asta este. <coughs> ca și <coughs> Iohannis vorbește, Andrei. O fi de bine sau de rău? Cred că de rău, că lumea da. nu prea apreciază cum vorbește Iohannis. Da, uite, mai e, mai e Ian Guda care face la DIGI 24 educație pentru masteranți. Da, corect. Văzut, nu? nu, nu n ai prins. S-ar putea ca tu să înțelegi. Ok. Ok, dar tot eu, e, tot eu, eu pic e senin, orice fel de, da, dar orice fel de inițiativă este un plus. Uh, spuneam că totuși există salvatori și salvatorii planetei sunt sub o formă sau alta oamenii care aduc un pic de bucurie în viețile fiecăruia. Hai să aducem. Printre care este Starbucks, nu? Care Hai, să ne dăm aduce... cu Hai să dăm cu bucurie! Și cum salvează Starbucks planeta? Cu zahăr! Cu NFT-uri! Ah, ok! <laughs> Ce da. să crezi? Voi n-ați observat că, de fapt, Starbucks nu este o afacere care le vinde cafea? Ei nu vând cafea. Evident. Deci, Ei îți vând este... locurile drăguțe, instagramabile, în care poți să te duci Atât. să stai cu laptopul. Și mult sirop. Cu, cu Apple, cu MacBook-ul. Să da, stai da, acolo. Da. Ca să spui că tu ești cool. Nu mai cool. Mă rog, erai. Nu, dar, nu știu cine a lansat o afacere de succes uh, dintr un Starbucks. Nu cunosc, că... nu cunosc unul. Acum, poate cine știe. Uite dacă tu ai lansat o afacere de <laughs> dacă succes, tu ai lansat o afacere succes din, din Starbucks, Starbucks, spune mai la comentariu. Da, azi intrăm și știre. Starbucks anunță inițiative NFT. Asta în timp ce are probleme pe partea de, de angajați, sindicate, unde are de deja sindicate. primul sindicat oficial. Da, tot încearcă, să, încearcă de ceva timp să se formeze aceste sindicate, aceste nu a reușit unions și primul da, a și reușit săptămâna trecută. Asta în același timp în care fostul CEO s-a și întors, Howard Schultz s-a întors la Starbucks și printre uh, măsurile pe care le ia pentru acest an, pentru a ajuta acest brand să meargă mai departe, este și intrarea în NFT business. Uite, some, sometime before the end of the calendar year, we are going to be in the NFT business. Mai surprinde pe cineva? Nu cred. Și nici nu ar trebui, și nici nu ar trebui să o vedem ca pe un lucru uh, rău. E mai trist doar în contextul în care au aceste probleme cu angajații care se vaită de faptul că sunt uh, cam, ca cei de la Amazon, nu? Că de. sunt cam aceleași probleme. Exact. În aceeași zi a fost dat afară și uh, lidera unui astfel de sindicat, Laila Dalton, în care a făcut acest anunț și, na, lucrurile sunt împărțite acolo. Da, nu știu, era o mișcare întreagă pe, pe Twitter pentru a pune pe Laila înapoi la, la job. Nu care a reușit între timp? Din ce am văzut deja puțin în știrea asta, nu era niciun update prin care să, mm. să spună de... Și Amazon curăbastră. este în aceeași situație în care are deja, <coughs> dacă nu greșesc undeva, în, tot așa, pe lângă New York, are un, un prim sindicat uh, și au început să se adune oamenii după ani și ani în care union busting-ul a fost sport corporativ acolo. Okay. Ca un fel de sport ăsta, știi? De jucători de polo îmbrăcați în alb așa pe cal și mai rădeau câte un sindicat. Nu că am avea noi cineva, ceva sindicate pe aici care să ajute la ceva. Dar, în general, ideea este că poți să te formezi în sindicate și să da. vă ajutați. În alte știri din lumea nebună a NFT-urilor, Solana este acum pe OpenSea. Da, Dacă vă ajută la ceva, NFT-uri și de pe lanțul Solana prin uh, OpenSea, dacă vreți să le uh, urmăriți, să le navigați și să le mh, cumpărați, decideți da. voi. Dacă nu știați cum să mai dați niște bani către OpenSea, care face extrem de mulți bani, extrem de mulți bani. Uh, Pentru că oamenii acum, vor să-și mai cumpere câte un NFT din când în când. Ceea ce e foarte normal. Mm, treaba este că OpenSea are acel mod, modus operandi un pic cam web two, să spunem așa, un pic uh -huh. conservator și supără oamenii. În același timp în care aceiași oameni care sunt supărați pe OpenSea nu merg destul de mult pe alte variante și asta înseamnă că totuși lumea folosește OpenSea care, așa cum spuneam, are acum Solana într-o versiune beta cu câteva, uite, în care sunt 165 de colecții. Asta pentru un chain care probabil are spre, uite, spre un milion de NFT-uri deja mintate. Pentru că na, e super ieftin pe Solana mm -hmm. ca și pe alte chain Cam asta în lumea NFT-urilor. Hai să ne mai dăm un pic, uh, ca să terminăm și cu NFT-urile, pe cum arată Dune Analytics pe același OpenSea, pe Ethereum. Uite cum arată volumul pe ultimele luni. Martie a reușit să fie salvat un pic de anunțul cu Bored Ape și mm, acea nebunie de la momentul în care au și cu anunțat listarea Apecoin. De Um, și aici s-a mai vândut destul de mult și cu cumpărarea CryptoPunk și așa. Aprilie are un început decent. În condițiile în care suntem în 11 aprilie, ne apropiem de jumătatea lunii. Suntem, să zicem, la prima treime a lumii și suntem undeva la jumătatea volumului pe care l-a avut martie. Așadar, există potențial ca aprilie să fie peste martie ca și volum. Mai ales că, din nou, există posibilitatea și ar cam trebui să vedem acel other side pe care l-au tizuit exact. um, Yuga Labs. Adică, dacă tot au, atâ au donat atât de mulți bani, hai să vedem că fac ceva interesant cu ei, nu? Da. Pa pare, că, pare că lucrurile sunt bune. Că sunt acolo. deja bani acolo să mai faci un Disney. Hai să vedem ce facem, da. Adică, dacă tot ai făcut bani cât un Disney, ar trebui să livrezi măcar ceva din ce face gigantul ăla de producție media. Gigant de orice. Disney deja de orice. E gigant de orice. Și că era, erau, mimuri la un moment dat cu Disney în 2100, cum conduce lumea și există o mare corporație așa de Disney, că cumpără tot. Disney cumpără orice, oricând, tot timpul e, mai de, greu. e în expansiune așa. Le, da, dar cu Apple o să le fie un mai greu. Acolo e bătălia, acolo, acolo e puternic. Și Google care o să stea să râde de amândoi că <laughs> vor avea nevoie de AI. Da. Bine, ne apropiem de final. Mai avem ceva interesant? Ne uităm la Asta cu Binance, foarte rapid. Mi s-a părut mai interesantă decât știrea că într-adevăr avansează și că au primit licență de operare în Abu Dhabi, într-o țară, știm cu toții, profund democratică, deloc dictatorială, cu principii transparente de guvernare. Una dintre acele țări din zona aceea care. Da. Din Middle East, da? Din Orientul Mijlociu, da? Arabia Saudită, o zonă cu. Știți voi, acolo au reușit să obțină o licență de funcționare, însă ce mi s-a părut interesant a fost că în momentul în care s-a făcut anunțul acesta, cineva de la CNBC a venit și a zis că Binance a obținut în principiu la approval, adică o autorizare în principiu de a opera în Abu Dhabi ca un broker, ca o, da, ca o zonă de tranzacționare pentru digitale ții, chiar în știrea de pe Decrypt. Și mm. uh, și apoi zice Ryan Brown, e interesant cum Binance reușește să se instaleze în Orientul Mijlociu după ce a fost interzis sau dat la o parte în multe alte părți din lume. În Recent au obținut licențe oficiale în Bahrain și Dubai. Ca și Arabia Saudită, au ceva în comun ca model de guvernare. Și CZ, adică fondatorul Binance, a răspuns foarte repede, not shunned elsewhere, more to come. Ce înseamnă asta? Că nu a fost respins în alte părți, vor mai urma și alte jurisdicții. Mă, nu știu dacă chiar voiau să fac un statement că în sfârșit pun piciorul în prag și își pun un sediu mare și frumos acolo. Dintre toate locurile unde putea să pui prima oară Dubai, Bahrain și Arabia Saudită, nu știu dacă ar fi să fie primele. Ok, ca imagine spui? Ca imagine credibilitate și să fii pregătit să fii credibil și transparent pentru <coughs> clientela occidentală. Păi da, dar uite ce se întâmplă apropo de unde spui headquarter-ul cu Kraken care își închide headquarter-ul din San Francisco. De ce crezi? Pentru că uh, au avut probleme cu mai mulți angajați care au fost jefuiți, bătuți, scuipați și așa mai departe, în drum spre muncă. Uite cum e statement-ul lui Kraken, spune We shut down Kraken's global headquarters on Market Street in San Francisco după ce numeroși, uh, un număr de angajați au fost atacați, uh, bullied și jefuiți spre și dinspre birou. Hai să facem un test împreună, vrei? Eu am fost pe Market Street cred că de cel puțin 10 ori, în ultimii 10 ani. Dă o căutare cu Market Street pe Google Images. Hai să vedem ce opții. Market Street și o să-ți dea evident Market Street dă-i cu imagini San Francisco așa Hai să ne închidem de la imagini. Dacă dăm uh, Market Street, găsește? Merge Google azi? Stai un pic. Are, are un moment. Mai de un enter. Are un moment delicat. Așa. Așa. E o stradă foarte frumoasă, ultracentrală. Este... Downtown, da? Da. Acum dă o căutare cu știri. Sunt, eu sunt curios. Fac un test acum, în blind. News. Așa. Two weeks. San Francisco City Workers March Down Market Street. Acolo se fac de obicei toate paradele și grevele. Sex, Drugs and Drywall. Life Inside One of the Last Artists Coming în San Așa. Francisco. Kraken. Kraken. De acum acum o oră. Volunteer. No, volunteer cu... Night Bike Theft State Transit. Dacă eram, aveam 25 de ani veneam la San Francisco yet after tips to cost de Deci, dacă vreți să <coughs> dacă vrem să punem acum după Market Street Theft Robbery și chestii de genul vom găsi sute de știri. Eu am fost pe Market Street și este un loc foarte fain. La Lumina zilei. <laughs> Atât. Am stat în Union Square care este downtown este ultra central San Francisco și am mers pe jos 10 minute după lăsarea întunericului. Acolo se oprește și cable car-ul. Știi, la, la, da, la da, Market, știi? Și am ajuns la piața Națiunile Unitate să mă întorc. Ai zis că nu. Okay. <laughs> Not safe. Okay. Iar San Francisco este plin de oameni homeless pentru că, până la urmă, gentrificarea făcută de companiile de tech, adică angajații cu bani care au tot cumpărat în oraș, asta, asta era continuarea acestei aceste știri. Spuneau că, da, toate chiriile care au explodat au adus, bineînțeles, la homelessness. homelessness în state este la un alt nivel față de orice ne imaginăm noi că știm Așa de aici. Um, și atunci oamenii se apucă și facă rele de acest gen. Cred nu prea că făceau, a... adică erau erau tolerați pe stradă, dormeau pe stradă, mai puțin în zona ultracentrală. Dar când am fost uh, noi în uh, ianuarie, a fost, a fost foarte scurt. Uh, am ieșit până până în centrul Neana cu cable car uh, în Union Square a fost pus patinoar Erau la patinoar, cred că nu erau mai mult de 200 de 100 și ceva de oameni. Okay. Știi câte mașini de poliție erau de jur împrejur în Union Square? Cred că erau cel puțin 20. Și era o seară obișnuită. Asta e bine. Doar ca să rămână Union Square... Să stăm un pic acolo clean. Homeless free. Da. Uh, deci a, asta e interesant, că în același timp în care, nu știu, LA are cel puțin la fel de mulți, uh, pare că totuși e un pic mai safe. Um... Nu e. Nu e, nu e. Am stat și în downtown în Los Angeles. Uh, deci... Ascultați-o de la cineva care a fost acolo recent și e groasă. Los Angeles și San Francisco nu sunt safe. Asta clar, asta clar. Nu mai sunt dar safe. Nici măcar după downtown. câteva ture pe care le-am dat cu metroul, inclusiv noaptea în LA, mi s-a părut că era ok. Îți dă vibe-ul ăla de... Nu ești unde trebuie, GTA. când trebuie, da, da. Uh, intră zombie și tot felul de persoane acolo. Nu, dă vibe, nu e family friendly, în nici într-un caz, într caz, dar cât de cât uh, Încearcă să-și vadă de treabă. Adică nici n-am văzut neapărat episoade foarte aiure. Acum poate că da, depinde și de șansă și de momente și așa mai departe. Hai să vedem. Uh, Dar eu nu, nu, nu sunt optimist în legătură cu viitorul. Dar mm -hmm. uite că e ora 8. Este ora 8 și asta înseamnă că se înceapă, a, începe IQ Battle pe puro. Hai să dăm și un pic de... Hai să le dăm și un pic de promo. Promo. Where is it? Până, Uite, când vine, să... până, când vine, Andrei cu promo, cu linkul de la IQ Battle din seara asta, uh, vă încurajez să intrați pe gb.ro, unde GB nu vine de la ce vă gândiți. Cine s-ar fi gândit? Cine s-ar fi gândit? Uh, nu vine nici de la Great Britain, nu vine nici de la Giga Binance. <laughs> <laughs> nici gigabytes. Uh, deci intrați pe gb.ro, aruncați o privire și dați-ne cu feedback de acolo pentru că uh, ne bucurăm de fiecare dată când avem uh, vizitatori. Pregătiți-vă așadar pentru IQ Battle, live pe Cavaleria Ro, începe cam pe acum, și aveți linkul în comentarii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Dați cu like, share și subscribe. Vă mulțumesc că... Apăsați P-like! P-like! că aveam eu aici una foarte mișto, ca să terminăm cu o coloană sonoră corectă. Să terminăm cum trebuie. Așa facem. Cum era asta? Până atunci, intrați pe canalul CryptoViner pe care îl găsiți, bineînțeles, în descrierea, de fapt, în titlul nostru. A Puteți să apăsați pe criptovinere din titlul nostru să vedeți ultimele clipuri în care am explicat, de exemplu, cum funcționează un automated market maker în cazul da. în care vă interesa, care este formula magică prin care tu poți să introduci anumite monede și să primești altele, interviurile, bineînțeles, cu Ethereum și cu Atlas Navi sau securitatea pe care ți-o dă CryptoDots. O știi? Chicken nugget? <laughs> chicken <nuggets. laughs> Hai că nu vreau să ne luăm strike. A fost încă o, o ediție Very Good, Very Nice, ceea ce vă doresc și vouă la toată lumea. Să fiți sănătoși, să fiți bine. Bafta la like you battle, Ne vedem.